Salutare tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99 cu noul update, da? Avem fix aici un update extrem de bun pentru că s-au făcut niște chestii super mișto. Acum ne ducem la Disco Party, abia s-a făcut update-ul, avem Eveniment Zone, New X, New Pets, Limited Huge Pets, da? Avem o grămadă de chestii, avem Eveniment, Rave Tickets, Rave Upgrades, Rave Machine, exclusive, Valkyrie exclusiv, Egg Disco Pack. Cam asta e tot, gen. Atâta s-a băgat, știi? Dar mai avem niște chestii pe care vreau să vi le arăt, da. S-au băgat și zone noi. Avem aici ultima zonă nouă a fost Disco Party, unde era finalul, dar acum în loc să avem asta. Bine, acum suntem cu abonați aici. Avem o grămadă de persoane. Uitați-le aici, toți abonați pe niște oameni. Puteți le vedeți numele dacă doriți. Dar ne ducem puțin mai în față pentru că aici avem ultima zonă. Este fix la 7 Disco Stage, avem Rave Upgrade, da? Avem fix așa. Tichetele care sunt astea, noi acum avem două, avem Rave Upgrade care se află în Rave Machine, unde fix aici avem două, costă un milion și ceva și avem 20, 20, 25, 75, 250, 50, 100. Ce merită cel mai bun să upgradezi? Prima dată upgradează cât poți de mult Ticket Chance, asta e primul lucru pe care trebuie să-l faci, să upgradezi fix asta. După, damage-ul, foarte important, trebuie să neapărat să-l upgradezi după ce upgradezi Ticket Chance, da? După poți să mai e fix așa. Poți să pui Eglac, Enchant Upgrade, Power, uh, Potion Enchant, Double Item Gifts, Diamante și și Chance. Dar neapărat Ticket Chance, Damage și după ce vreți voi. Dar Ticket Chance și Damage. Asta e foarte, foarte, foarte important. De o să dureți o grămadă să faceți asta, dar în timp se face. Asta e toată faza, știi? Avem aici la Disco avem la nap update-ul ăsta la disco, avem fix aici pe costa care e super mișto, care este cu noul huge, care este huge disco bal. Într-o oră deja există 1150, 1150, da? Am dat și eu gen 50 de robux și am ajuns aici și nu merită nimic ca să dau. Dar, dar, fiți atenți pentru că avem și Hypergur 30 care valorează 17 milioane, mergem aici, deschidem și noi 8 ca de obicei, dar avem o chestie super, super mișto, da? S-a băgat înapoi ceva super mișto ce a așteptat de foarte, foarte mult timp să o repare, să o schimbe, să nu știu ce și au schimbat-o. Acum, în momentul de față, dacă intri pe joc, ai VIP-ul, gen, ce îl cumperi, la chestii de gen, nu știi? Ai VIP-ul, da? Dacă te duci la exclusive shop, te duci mai jos, ai VIP-ul. Bine, s-a băgat și o olie pe care o să deschidem. O să facem un episod în care o să deschidem câteva să vedem cum este. Valkyrie Dog, Valkyrie Dragon, Valkyrie Wolf. Valkyrie Dog Huge, Valkyrie Wolf Huge și avem Titanic cu Titanic cu care e super șmecher că e Titan. Acum dacă te duci aici, da? Te duci fix aici, costă doar 20k de fiecare dată, da? Dacă ai VIP-ul, da? poți să dai cu 20k. VIP-ul și partenerii poate să pună gen 20k. Uite, dacă mă duc aici și trimit la contul meu secundar. No one's life, da? Trimite și noi aici niște peturi. Trimite, uite, tot 20 rămâne. Nu mai crește, nu mai crește. Asta e toată partea super mișto, excelentă, extremă. Nu mai crește. Și pe lângă că au schimbat chestia asta, au schimbat și peturile să nu mai fie în trilioane, da? În momentul... Bine, acum nu știu de ce mi-apar mie în trilioane, că dacă sau dacă mă duc aici, nu mai sunt trilioane. Mă duc fix aici. Mă duc aici și aici trebuie să se schimbe, dar aici nu mai sunt trilioane. Da, uite, vezi? Acolo, dacă suntem la eveniment, nu mai e trilioane, gen. Aici, în eveniment, nu s-au schimbat peste tot, gen. În jocul normal, îs trilioane pentru ăsta. Dar aici, uite, vezi? S-au schimbat. 885K, da. Ne ducem aici, ia să vedem și aici ce se întâmplă. 885k, aici uite că nu mai sunt 885k. Aici sunt uh, 16.8. Mă duc fix aici, mă duc aici, mă duc fix la ăsta. Asta, ăsta valorează ce, 70 de milioane, ăsta aici măcar nu au preț. Ăsta valorează, mamă, deci nu pot să cred, ăsta valorează, da? Dar să le pun peste gen, trebuie să mă uit aici la No One's Lives. Dau ăsta ce trebuie să dau aici, după mă duc aici, mai scriu încă o dată numele contului meu secundar pentru că vreau să mai trimit și ăsta două, ăsta rămâne la mine 22 de milioane. Mă duc fix aici mai jos și mă duc înapoi să mai deschid peturi. De ce? Pentru că poate primezi niște peturi foarte bune și o să valoreze foarte mult. Dar momentan, în momentul ăsta, fix acum, da? Folosiți poțiunile, folosiți tot ce puteți. Ne ducem fix aici, ne ducem auto farm, ne ducem auto hatch, ne ducem fix aici și gata, lăsăm să se farmeze. Cam asta e update -ul. Nu avem nimic ca nou decât harta nouă. E un update foarte mic, practic nu mai ai ce să faci. De aceea ce să mergem și pe contul secundar. Dacă e să mergem aici, lăsăm contul principal acolo. Mergem fix aici, ne ducem afară. Să vedeți, da, dacă ne ducem aici. Și acum dacă eu vreau să folosesc mailbox-ul, pe contul ăsta n-am băgat niciun bani, N-am chestii importante, da? Uite, am însă 3 peturi, dau claim all. Mă duc fix aici, costă 20k. Juni, XAX1, da? Dau aici 100 de milioane pe contul principal. Și uite cum crește, acum e 30k. Dacă mai dau încă o dată la Junix TAX1 și o să încerc să trimit frumusețea asta sau nu știu, dacă vreau să trimit frumusețea asta, vreau să trimit aici, uitați cât de mișto este la gifturi acum nu am genul sunt historii, dar uite, 45 ca vreau să mai trimit ceva, Junix AX1, mă duc aici, nu știu ce mai pot să trimit, mai pot să trimit, să zicem, dacă e să fie ceva, grave gifturile astea, gen, le-am trimis, gata, nu le mai am, după mă duc pe contul ăsta, bine, ia să văd dacă mai am aici, dar pot să am niște gemuri, foarte bine, am 140 de milioane pe contul ăsta, mă duc la trading plasa, pentru că nu știu dacă s-a schimbat ceva pe trading plasa, dar update-ul este foarte scump. Ai un shoes nou, ouă noi, ai un rave pack, bine, un disco pack, nu mai este rave pack. Și cam asta ar fi cam tot, știi, asta e ideea. Stai să pun jocul ăsta că se aude foarte nervant, punem aici volumul la minim, la full screen, după o să mergem aici înapoi o să mergem aici unde n avem nimic. Și dacă e să ne ducem fix aici, da? O să pun aici, nu o să mai pun nimic. Și o să vreau să pun peturile. O să le vând. Asta e faza. Asta trebuie să faceți voi. Le vând pe ăsta pe 3 m, da? Pentru că e o ofertă destul de bună. Și ăsta le vând pe 2 m. Pentru că e o ofertă destul de bună. Adică great deal, știi? Să vedem dacă lumea care le cumpără sau nu. Bine, poate puteam să le pun mai scump sau ceva de genul, dar poate cineva le scumpă, știi? Și asta trebuie să faceți voi la început de update. Vă duceți în ultima zonă, da? Deschideți ouă cu poțiuni, cu cărți, uite, ce poțiunile pe care le avem și cărțile pe care le avem sunt fix așa, stai puțin, trebuie să particip și aici. Dar uite, încă mi se deschide, nu vreau să mi se deschidă. Și uite că mi se deschide în continuu. Ce trebuie să faci aici? Să te duci aici, nu, trebuie să te duci aici cu clicul. Și să pui auto on off și aici mi-a picat un gift, uite dacă stăteam acolo era asta huge nou Și mi-a picat rave giftul acesta Dacă este asta aici, cărțile pe care le folosim Lucky, 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 lucky Shiny hunter, shiny hunter Și restul de damage ca să dai cât mai mult damage Gen, nu folosi super lining dacă nu ai auto tap -ul. Folosești strong pe sau ceva de genul Mergem apoi cu auto cu charge Ne ducem fix aici Ne ducem aici și stăm aici pe undeva să vedem dacă este și aici nu o să se cumpere ăsta prea devreme, așa că o să mă duc fix aici și o să mai pun alte chestii la vânzare, gen o să mai pun asta la 130k. O să mă duc aici să văd ce mai pot să vând, mai pun încerc să vând ăsta la 600 ca că poate le cumpără lumea, doar să scap de ele, că nu prea mă ajută. Dacă e să mai pun aici, ce mai pot să pun? Poți unul nu mai am depus, aici dacă e să mai pun asta la 30k, poate le cumpără cineva. Mai faci și eu niște gemuri, știi? Pe un con pe un con și tot așa. După aici te duci la 23k. Uite, cineva mi-a cumpărat, probabil, ce mi-a cumpărat? Un pet? Cineva mi-a luat Lucky Tile Boost-urile. chiar luat. l-a luat. Lucky Tile boost le-a le cumpărat. Aici am 11 ca cheiul alea mai bine nu le vinzi și le folosești. Ăsta nimeni nu le cumpără. După dacă e 22k, ăsta chiar le vând. Vreau să le vând pe 24k. Să, măcar să le dau, știi? Să-mi fac niște gemuri înapoi. Cam asta ai fi toată faza. Asta costă 80k. Ăsta nu mai am. și stai așa. Și le vinzi cu un cont și cu contul celălalt farmez. Ăsta vreau să le vând la 14k. 14k. Mă duc aici, mă duc fix aici, asta 90 de milioane, costă restul, nu prea mai am ce să vând, asta e faza, știi? Pui petul ăsta, bine ăsta dacă e să le vindem pe 100 ca și poate le cumpără cineva, cineva nou. Uite, stai, petul ăsta e cel mai puternic. A, nu, ăsta e de 16 pe t. să iau și ăsta, dar uite că poți să le iau. Dacă e să le deschid aici 8, să vedem dacă pică ceva de pe ele. Și uite ca picat, aici nu vreau să cumpăr ăsta, tichete, uite că sunt tichete. Cineva farma mai deja 24 de tichete, îți dai seama? 24 de tichete, gen, dacă e să le iau, aș putea 26 de milioane, dar mai bine așteptați. În loc să cumpărați, așteptați, se ieftinește și după le luați. Asta e cam toată faza. Sper că ați înțeles și ne vedem data viitoare la pe simulator 99. Uite cineva a cumpărat voi cheiurile și ne vedem data viitoare.